o scurtă prezentare. În seara asta suntem bucuroși să-l avem ca invitat pe Traian Rebedea, care este conferențiar la Facultatea de Automatică și Calculatoare, la secția calculatoare a Universității Politehnică din București. El a făcut un doctorat în 2013 în prelucrarea limbajului natural, cu o teză care s-a orientat spre conversații colaborative asistate de calculator, folosind pentru asta chat-uri și forumuri de discuții. În ultimii ani a fost implicat în mai multe proiecte care au tratat extragerea de informații din texte, prelucrarea limbajului natural, fără îndoială, algoritm de machine learning aplicat în mai multe domenii, și anume pe date publice care au privit companii și persoane, agenți conversaționali și sisteme de întrebare-răspuns. În prezent se coordonează două proiecte în colaborare cu companii, Bitdefender și Autonomous Systems, și de asemenea este cofondator al unei companii de startup, a unui startup care se numește RoboSelf Technologies din 2019 cu o finanțare europeană în această direcție. În seara asta, Traian a acceptat să ne dea un curs cu titlul Evoluția sistemelor de deep learning, a metodelor de deep learning pentru probleme de întrebare-răspuns. Și sunt bucuros să vi-l ofer. Traian, mulțumesc tare mult că ai acceptat această invitație. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru invitație. Ori de câte ori te întâlnesc, mă bucur. Și, asta vreau să vă spun și eu, mă bucur mult pentru invitație. Mi se pare excelent ce faceți la Iași, faptul că aveți această organizare să... ca studenții să vadă perspective diferite, nu doar din România, ci din toată lumea, ceea ce se întâmplă în lingvistica computațională și în prelucrarea limbajului natural. Vă mulțumesc și pentru prezentare. A fost o prezentare foarte bună, nu mă așteptam. O să reiau și eu câteva aspecte. Altfel, îmi cer scuze dacă slide-urile sunt în limba engleză. Recunosc că mi-a fost mai ușor. În ordine, și... am avut și mai multe cursuri care s-au ținut în engleză. Deci noi... Asta vreau să întreb, dacă vreți putem să ținem cursurile în engleză, dar nu cred că este cazul. Nu cred că e cazul. Dacă te descurci cu terminologia, mergem pe română. Mergem pe română, sigur că da. Deci vom discuta... Pentru că, pe altă parte, aș vrea să avem și o interacțiune românește asupra termenilor tehnici, pentru că asta îmbunătățește, știu, lexicul de specialitate al studenților noștri. Sigur că da, și cred că este bine să discutăm în română, înțelegem cumva mai bine când discutăm în limba în care vorbim în fiecare zi. Mai ales concepte complexe. O vorbă să le spun studenților, vă rog tare mult să fiți răi cu Traian, să-i puneți întrebări, să-l întrerupeți, nu-i așa, Traian, că le dai voie? Sigur că da, oricând. O întrebare pe limbă, să nu ezitați, și iar eu veți primi de la mine un bonus, ori de câte ori faceți asta. M-aș bucura să fie cât mai multe întrebări și să avem chiar și o discuție. Ok, deci vroiam să ating astăzi câteva puncte legate de modul în care au evoluat modele de învățare profundă sau rețele neuronale profunde sau adânci pentru sistemele de întrebare-răspuns. Mă voi concentra pe un set de date de la Institutul Paul Allen, LNAI Institute, care se numește LNAI Reasoning Challenge, competiția de înțelegere a textelor. Și o să vedem despre ce este vorba, dar voi face și o trecere succintă prin ceea ce înseamnă momentan peisajul sistemelor de întrebare-răspuns
cu volum mare de date și care sunt de fapt cele folosite la majoritatea conferințelor și articolelor publicate în ultimii ani în prelucrarea limbajului natural. Domnul profesor Dan Cristea a făcut o prezentare excelentă pentru mine. Aș vrea doar să spun că am avut o trecere din prelucrarea limbajului natural aplicată în domeniul educației, să zicem în analiza conversațiilor studenților, conversații pe chat sau forumuri, pentru a înțelege despre ce anume discută, modul în care se înlănțuie ideile, care sunt studenții care stăpânesc cel mai bine anumite concepte sau acoperă anumite concepte și care sunt studenții care nu le înțeleg și ar trebui poate să le studieze mai bine. Am lucrat într-un proiect european în cadrul doctoratului și a fost o experiență deosebită, doar că după aceea am vrut să mă duc cumva spre prelucrarea limbajului natural computațională, să nu mai fiu într-o componentă aplicativă într-un domeniu interdisciplinar, deși, sincer, era minunat. Vă recomand, dacă aveți o pasiune pentru știință, să nu rămâneți doar în domeniul calculatoarelor, să învățați lingvistică în măsura în care puteți, lingvistică de bază, poate alte științe sociale, inclusiv educație, sociologie, sunt foarte importante. Dar după doctorat am simțit nevoia să mă duc spre proiecte mai computaționale în, zicem, aspecte fundamentale de prelucrarea limbajului natural, extragerea informației și învățarea automată, cum ar fi agenți conversaționali, sisteme de întrebare-răspuns, interfețe în limbaje naturale către baze de date. Cumva acestea trei sunt legate între ele prin faptul că de cele mai multe ori apar într-o conversație, adică și sistemele de întrebare-răspuns și să poți să răspunzi cu date dintr-o bază de date structurată ar avea sens în contextul unei acțiuni cu un agent conversațional. Și altfel am lucrat în text mining și information și extragerea informațiilor din volume mari de date, în general informații despre companii și persoane. Din punct de vedere, aceasta ar fi partea academică, dar întotdeauna am fost destul de implicat și în colaborarea cu companiile. Probabil cel mai important lucru ar fi că acum aproximativ 2 ani am cofondat RoboSelf, care este un startup care are deja o finanțare, urmează, sperăm noi, următoarea, anul acesta, care dezvoltă asistenți conversaționali virtuali, care ajută oamenii la muncă. Cumva comunici cu ei în limbaj natural și fac pentru tine diverse task-uri. Momentan ajutăm contabili din România să depună declarații pe site-ul ANAF, care este o acțiune repetitivă și plictisitoare, dar un robot poate să facă asta foarte, foarte bine. Tot pe partea industrială am avut mai multe granturi și proiecte în colaborare cu companiile, inclusiv granturi pe inovare pentru un startup anterior, unde am fost chief data scientist, zicem, cel care se ocupa de data science, și în colaborare cu două companii din România. Proiectele s-au terminat, acestea momentan nu mai sunt implicat în ele. Din punct de vedere al comunității, consider că este foarte important să avem o comunitate activă în România și domnul profesor Dan Cristea face un lucru deosebit în comunitatea de limbaj natural și prin invitațiile făcute colegilor din străinătate. Eu am înființat un grup care se numește Bucharest Deep Learning și unde prezentăm lucrări importante din domeniul deep learning aplicate în limbaj natural, în computer vision, reinforcement learning, în diverse domenii și am și organizat împreună cu mai mulți cercetători români din România și străinătate o școală de vară numită Eastern European Machine Learning Summer School, care deja a devenit cumva o tradiție anul acesta. Înscrierile încă sunt în desfășurare până la finalul lunii și dacă sunteți la master sau în an terminal și sunteți siguri că vreți să învățați mai multe lucruri despre machine learning, puteți să deschideți EML, să căutați și să încercați să aplicați. Să discutăm despre sisteme de întrebare-răspuns. Deci prima oară facem o trecere prin ce înseamnă în momentul acesta sistemele de întrebare-răspuns.
După care vom discuta despre un tip de probleme pe care vrem să o rezolvăm, și anume răspunderea la întrebări cu mai multe variante de răspuns, sunt întrebări științifice acestea. Și apoi, practic, voi face o trecere prin modelele dezvoltate de grupul nostru din facultate pentru acest corpus, cu observația că majoritatea lucrurilor se repetă și pentru alte seturi de date, deși modelele pot să fie diferite, ideile de bază au fost cam aceleași, indiferent de setul de date. Și o să prezint trei modele și în final vom discuta despre ce înseamnă sistemele de întrebare-răspuns în viitor și un set de concluzii. Sper să avem și o scurtă sau lungă discuție, mai lungă discuție. Ok, sistemele de întrebare-răspuns probabil sunt una din cele mai studiate domenii aplicative, să zicem, domenii de cercetare aplicative sau aplicații ale prelucrării în limbajul natural, cumva la granița cu regăsirea informației. Astfel de lucrări pot fi găsite la conferințe și de NLP și de regăsirea informației, cam ce face Google. Inițial a pornit poate ca un subiect în prelucrarea în limbajul natural, a fost foarte de succes în regăsirea informației și acum din nou comunitatea de limbaj natural lucrează foarte mult la sisteme de întrebare-răspuns. Sunt multe tipuri sau există mai multe clasificări. Ideal ar fi să poți să răspunzi la orice întrebare din lumea aceasta. Dar evident că acest lucru este încă dificil, suntem departe. Și momentan se discută despre întrebări care sunt factoide sau non-factoide. Nu am o traducere bună în limba română. Care se referă la fapte sau unde ai nevoie de un răspuns liber, să zicem. O judecată proprie. Acesta ar fi diferența între factoid și non-factoid. Și o altă distinție importantă este dacă sunt într-un domeniu închis, de exemplu, vrem să avem întrebări din știință sau avem întrebări despre rețete culinare, există un astfel de set de date, sau sunt întrebări deschise despre orice și am putea să apelăm la orice document din lumea noastră largă. În general, Wikipedia ar fi un set de documente foarte bun care descrie lumea largă. Există sisteme de întrebare-răspuns multimodale și aici, practic, discutăm despre question answering, sisteme de întrebare-răspuns vizuale sau peste filme, cele vizuale sunt peste imagini. Întrebarea este text, evident, dar se primește și o pereche text-imagine și trebuie să înțelegi și imaginea și textul. Similar pentru filme, deci unde avem practic o secvență de imagini. Toți seturi de date multimodale, la specifice unui domeniu, există acest set de întrebări, de exemplu, despre rețete, să înțelegi cum se gătește, care sunt ingrediente, așa mai departe. Există sisteme de întrebare-răspuns care sunt gândite specifice pentru baze de cunoștințe. Și aici există sisteme de întrebare-răspuns peste ceea ce se numește linked data, date interconectate în web-ul semantic. Și la final am pus un punct, o să întâlniți în loc de sisteme de întrebare-răspuns, mai ales în ultima perioadă, niște termeni cheie care sună foarte bine, sunt așa de marketing cumva. O să îi spunem în engleză reading comprehension sau înțelegerea cititului, reasoning challenge, o competiție să înțelegem cum gândim, să zicem, și sentence selection, să alegi o întrebare, să alegi o propoziție ca posibil răspuns. De fapt, toate acestea sunt modalități de a privi sistemele de întrebare-răspuns. Sunt niște probleme foarte similare, dacă nu chiar identice. Diferențele sunt foarte mici. Putem să ne gândim la ele ca fiind cam același lucru în linii mari și fiind mai degrabă niște modalități de promovare în presă. Nu putem spune chiar avem sisteme de înțelegere a modului în care citim sau de competiții care chiar să înțeleagă modul în care gândesc oamenii. Ok, acum să ne uităm un pic, de asta spuneam că am încercat să fac o prezentare care să fie interesantă și pentru lingviști și cu aspecte computaționale.
pentru lingviști, în ideea să vedem cum se fac aceste corpusuri, ce conțin și poate cum ar putea să fie îmbunătățite. Deci, practic, seturile de date care conțin întrebări de tip factoid sau sistemele care răspund la întrebări de tip factoid trebuie răspuns cu un fapt care există undeva într-un text. Și astfel de întrebări, la clasica întrebare, care a fost primul om care a pășit pe lună, și Google deja știe să răspundă. Pentru multe întrebări factoid, sistemele de regăsire a informației, de căutare, cum ar fi Google, știu să răspundă foarte bine. Este Neil Armstrong care a pășit prima oară pe lună și ne și întoarce pagina lui și scurte informații despre justificarea răspunsului. Apoi, cele non-factoid sunt unde am vrea o judecată umană. Deci, practic, aici un calculator mai greu să răspundă cu o judecată computațională. Poate să găsească, în schimb, o judecată umană potrivită, să zicem. Care a fost rolul Portugaliei în al doilea război mondial? Și aici, practic, este o discuție care reușește să rămână neutră, deși au fost presiuni extraordinare din ambele părți și așa mai departe. Deci, cumva ar fi o discuție. Evident că granița este, nu este foarte clară. Până la urmă, faptul că Portugalia a reușit să rămână neutră este un fapt. Dar noi nu asta am întrebat. Adică nu am întrebat neapărat dacă a reușit să rămână neutră. Se judecă în general cât de complet este răspunsul la întrebările care sunt non-factoide. Cât de complet, cât de natural sună. Adică pare compus de un om sau pare compus de o mașină. Și mai avem câteva exemple. De exemplu, TREC e un set de tip factoid, la care a fost numele primului astronaut rus care a pășit în spațiu. Avem un nume clar, dar unde este Belize localizat, avem nevoie de un continent. Da, câte miligrame de acid folic trebuie să ia, care e doza de acid folic pentru o femeie însărcinată zilnică. Cred că e destul de clar ce înseamnă. Deci sunt fapte clare. În schimb, întrebări non-factoid avem aici, dintr-un corpus, acestea sunt corpusuri un pic mai vechi, dar foarte cunoscute. Care sunt obiectivele și vederile politice ale Partidului Verde? Și vedeți, avem răspunsuri care sunt perfecte, da, ce am considerat că e un răspuns perfect, care sunt excelente și niște răspunsuri care sunt proaste, nu ar trebui să... Să conteze dacă răspundem în felul acesta. Deci, practic, avem niște etichete de calitate pe fiecare răspuns și răspunsul este mai lung. Nu este doar un fapt. Deci nu este doar un nume de persoană sau o cifră, o dată. Este o justificare umană, în general. Ok, ce seturi de date avem în acest moment pe care se lucrează foarte mult? Probabil cel mai folosit în ultimii 3-4 ani este SQUAD, Stanford Question Answering Dataset, ca să aibă sens acronimul. Este un set de date de tip închis, în sensul că știm documentele din care vrem să răspundem și el e cumva mixt. Unele întrebări, foarte multe sunt factoide, altele sunt întrebări non-factoide, dar simple. În sensul că nu trebuie venit chiar cu o justificare foarte complicată. Sunt câteva cuvinte pe care trebuie să le alegem. Articolele, cum este construit setul acesta de date? Aici poate atenție mai importantă pentru lingviști, deși și eu cred întotdeauna că inclusiv inginerul ML engineer sau nu știu, data scientist, cum vrem să-l numim, trebuie să înțeleagă datele cu care lucrează și nu doar să aplice modele fără a înțelege datele. Deci, practic, sunt un set de articole din Wikipedia. Nu sunt foarte multe, de ordinul câteva sute și pentru fiecare articol avem mai multe 10 sau spre 100 de întrebări. Întrebările acestea au fost puse prin crowdsourcing, deci de către oameni care puneau o întrebare, care să se regăsească răspunsul în text și alegeau. Deci, practic, citeai un paragraf dintr-o pagină de Wikipedia, trebuia să pui o întrebare și trebuia să scoți în evidență care este răspunsul. Deci să alegi un span, o secvență de text, de unde începe și unde se termină răspunsul. Vă dați seama că toate aceste lucruri fac setul de date destul de simplu, pentru că de multe ori răspunsul nu poate să fie doar într-o singură bucată continuă de text. Pentru întrebări mai complicate, răspunsul ar trebui să combine eventual
mai multe astfel de bucăți continue de text și să faci inferențe asupra lor. Deci faptul că trebuie să găsești o bucată continuă de text, o secvență continuă de text, face aceste date să fie mai simplu. Din cauza aceasta s-a și lucrat foarte mult pe el și a fost, să zicem, setul de date care a împins modelele care folosesc învățarea automată, în special învățare profundă, să aibă rezultate foarte bune și au apărut apoi seturi de date și modele mai complicate. Erau câteva probleme, în sensul că practic toate întrebările aveau un răspuns în text și aici aveam un fel de bias spre a alege niște răspunsuri simple din text, cumva și dacă alegeai nu chiar random, dar cu niște euristici, să fie grupuri nominale, de exemplu, noun phrases, aveai șanse mari să răspunzi corect la unele întrebări. Și atunci în Squad 2.0, care a fost lansat cam acum 2 ani de zile, au adăugat și întrebări mai complicate și au adăugat și întrebări care nu au niciun răspuns. Și vedeți, practic aici sunt diferențele. În Squad 2.0 există și întrebări fără răspuns, ca să nu ai o preferință în a răspunde cu ceva foarte simplu și totul să iei un scor destul de mare. Ok, sunt seturi de date mari, cu zeci de mii de astfel de întrebări. Vedeți câteva sute de articole în general, deci sunt, 400 de articole în train, câteva zeci în dev și câteva zeci în test. Dacă nu ați făcut machine learning până acum, pe train antrenați modelele, pe dev puteți să faceți experimente, să fixați niște hiperparametri specifici modelelor respective ca să nu faceți overfitting pe test. Iar pe test ar trebui să luați doar cel mai bun model și să faceți o predicție și acelea ar fi rezultatele raportate într-o lucrare. O să vedeți, din cauza aceasta, majoritatea seturilor de date au train, dev și test. Dacă lipsește dev-ul, până la urmă, data scientist-ul trebuie să decidă să-și ia din setul de date de antrenare niște exemple pe care să fixeze hiperparametri. Și avem niște exemple, deci avem un paragraf din Wikipedia și întrebări precum care sunt legile din actul care protejează speciile pe cale de dispariție, care au cunoscut o opoziție să fie adoptate și vedeți, e o chestie simplă, nu e nici măcar nu e un răspuns aici factual, e later laws, adică e bucata din text care e cea mai potrivită. Nu știm cum se numesc ele, n-au un nume, sunt legile adoptate mai târziu. Iar a doua întrebare este în mod sigur factoidă, da? Care este numele tratatului, are un nume foarte clar și cunoscut. Din punct de vedere al performanței, rezultatele sunt cam de acum un an, vă dați seama, între timp au mai crescut un pic. Și ce vreau să vă arăt în acest slide este că se consideră că performanța umană a fost depășită. Deci performanța umană este aici, da? Human performance, măsurată de echipa de la Stanford când au făcut corpusul, au rugat mai mulți oameni să aleagă răspunsul și se pare că este în jur de 90% scorul F1. În schimb, modelul cel mai bun, chiar de acum un an, avea deja 92.5%, a mai crescut cu câteva procente. Sunt modele destul de complicate, antrenate pe resurse computaționale destul de mari, care folosesc transformere, care sunt, să zicem, modelele deep learning la zi în acest moment. Aici ce am mai scos eu în evidență, majoritatea sunt modele de tip ansamblu, de fapt ceea ce înseamnă că nu e un singur model, sunt mai multe modele care prezic un răspuns și răspunsul este votat, să zicem, prin majoritate sau prin alte strategii. Primul model aici care nu folosește un ansamblu are rezultate un pic mai proaste, cam cu 1% mai proaste, dar oricum peste performanța umană. Un alt set de date, să zicem, care ne duce la nivelul următor, se numește Hotpot QA, care conține întrebări mai complicate, sunt întrebări factoide în continuare, deci nu e nevoie să fie cu o justificare umană,
trebuie să vii tot cu un fapt, un nume de persoană, de exemplu, sau o dată. Dar pentru a răspunde la ele trebuie să citim mai multe paragrafe și să facem, nu știu, inferență textuală sau să legăm informațiile din acele propoziții sau paragrafe. Și aici avem un exemplu, avem paragrafe din pagini de Wikipedia și avem fiecare propoziție constituie un posibil fapt suport și vedeți, pentru a răspunde la întrebare din 8, aici ei ne spun că 5 sunt necesare pentru a răspunde la întrebarea corectă. Deci e nevoie practic ca modelul să citească aceste 5, să combine informații din ele, să înțeleagă că un membru al unei formații a fost și la o altă formație, iar acea formație a lansat o melodie. Deci ar fi cumva un fel de poveste, un pic mai complicată. Și aceste de date vin în două versiuni. Una este deschisă, unde practic răspunsurile s-ar afla în toate paginile de Wikipedia de la acel moment, evident. Și există și un set mai simplu închis, unde se oferă paginile unde se află răspunsul și câteva distractors, aici acum n-am o traducere foarte bună în limba română, pagini care nu conțin răspunsul corect, adăugate special pentru a distrage atenția cumva, pentru a descoperi că ele nu sunt utile pentru a răspunde la întrebare. Și ei au propus două probleme de rezolvat. Prima, să aflăm răspunsul corect, da? Trebuie să aflăm faptul. Și al doilea, să enumerăm care sunt faptele sau propozițiile din documentele pe care le-am analizat, care sprijină, care le ajută în descoperirea acestui răspuns. Au și împărțit setul de date în trei categorii, întrebări simple, medii și grele, și la fel în train, dev și test, după cum vedeți. Cele simple sunt cu un singur hop, deci practic acum hop-ul înseamnă cât de multe paragrafe trebuie să citesc ca să găsesc răspunsul. Un hop înseamnă că e suficient să găsesc răspunsul doar într-un paragraf. Multi-hop înseamnă că am nevoie de cel puțin 2-3, eventual poate mai multe paragrafe, dar cam atâta, 2-3 se cam opresc și sunt multi-hop mai ușoare și multi-hop mai grele, la care cala este mai lungă. Răspuns, adică performanța răspunsurilor deja scade, deci hotpot Q din acela, la începutul anului trecut sunt rezultatele. Pentru a găsi răspunsul corect în momentul în care avem acel task mai simplu cu distractors. Deci, practic, aici se dau și răspunsurile corecte și un set era redus, parcă 10 distractors de variante greșite, de paragrafe care nu conțin informație. Se ajunge spre 81% pentru răspunsul corect și pentru faptele suport spre 90% și există joint, adică să găsim și răspunsul corect, e cu și răspunsul corect și faptele suport și dacă e cu și, aici F1 este mai scăzut. În partea dreaptă este cel open, dacă e full Wikipedia. Deci aici ar trebui găsit răspunsul în orice pagină din Wikipedia și dintr-o dată performanța scade, deci suntem pe la 70% pentru răspuns, 70% ceva pentru faptele suport. Ok, deci acestea sunt seturile de date, să zicem, standard folosite acum, două din seturile de date standard folosite în sistemele de evaluarea sistemelor de întrebare-răspuns. Vedeți, sunt zeci de mii spre suta de mii de exemple la antrenare. Sunt întrebări, în general, alese peste articole din Wikipedia, deci ar putea să acoperă o gamă variată de informații, dar să știți că există în continuare o preferință, o tendință, un bias spre aceste câteva sute, nu? Că sunt până la urmă sute de pagini de Wikipedia alese peste care se pun întrebări. Dacă și cumva modelele de machine learning învață destul de bine reprezentarea înțelesului pentru aceste sute, dar dacă te duci în domenii foarte diferite, nu se transferă aceste rezultate excelente de spre 90%, să zicem, de la squad. Asta doar ca să înțelegeți că nu este o problemă atât de simplă și rezolvată. Vom mai sau cu rezultate atât de bune cum par, uitându-ne la clasamentele de la fiecare task.
Vom mai discuta toate aceste lucruri. Nu știu dacă voi aveți întrebări până acum. Știu că am discutat lucruri destul de simple, mai degrabă lingvistice decât computaționale. Am o întrebare. Cea mai mare curiozitatea mea e cum arată recipe QA-ul? Cum arată întrebările de acolo, cum arată răspunsurile de acolo? La asta nu mă așteptam. Am lucrat pe RSPQA cu niște studenți, dar ar trebui să ne uităm un pic. Sau ar putea fi răspunsul la final, ca să nu încurce flow-ul acum? Nu știu dacă vă deranjează foarte mult. Putem să ne uităm un pic. Probabil mă gândesc că o să uitați de RSPQA poate până la final. Dacă acum vă interesează, deschidem lucrarea și ne putem uita pe un exemplu. Uitați cum arată. Deci avem, asta sunt pași de la cum face o rețetă și cu imagini corespunzătoare fiecărui pas și sunt întrebări de genul alegeți cel mai bun text care să completeze aici spațiul liber și era cover și un spațiu liber, apoi bake, cool, serve. Și există o variantă de, există tot la fel, mai multe variante de răspuns și trebuie să alegi răspunsul corect. Deci acestea sunt întrebările, aici din nou, closing înseamnă completarea spațiilor libere. Deci întrebări de tip closing poate ați avut în partea de evaluare online, înseamnă să completați spațiile libere, cum aveam și la școală. Deci unde vedeți acest termen, closing? Și acesta este setul de date, vedeți, cam așa arată. Recipe, question answering. Evident că imaginile nu contribuie cu nimic la nici la antrenare, nici la răspuns. Da, nu mai țin minte exact rezultatele, cât de mult contribuie imaginile. Există closy și pentru, e interesant, există și visual closy. Deci există, avem o imagine lipsă și ne spun cum ar trebui, care ar fi imaginea, vedeți, aici încă nu avem ingredientele puse. Și sau nu avem nimic preparat și ar fi trebuit să alegem o întrebare, o imagine cu ingredientele înainte de a fi folosite, practic. Deci există closy și pe visual și pe text, este un set de date interesant. Nu știu să spun cât contează fiecare, am putea să ne uităm. Dar ne ducem un pic cam departe, zic eu. Deci, vedeți, există recipe QA cu sute de mii de astfel de imagini și zeci de mii de întrebări. Și performanța e scăzută. Deci, performanța e scăzută. După cum vedeți, pe text se obține 28% pentru textual closing și dacă se adaugă imaginea, imaginea mai ne dă un procentaj. Asta pentru a răspunde la întrebările text. Dacă vrem să răspundem la cel closing cu imagini, textul nu ne ajută deloc, în schimb cu imagini se poate ajunge la 27%. E un set de date dificil. Vă dați seama, dacă am alege random, sunt parcă 4 sau 5 variante de răspuns, nu? 4 pentru imagini, pentru texte, nu mai țin minte, erau tot 4 sau poate 5. Tot 4, deci 25% este un răspuns aleator și rezultatele erau la 27%. E paper-ul din, de acum 2 ani. Chiar spre 2 ani jumate. Între timp, lucrurile au mai avansat, cel mai probabil. Mulțumesc! Cu plăcere. Au mai avansat foarte puțin. Văd că aici e un 29%. De multe ori poate fi și o chestie de set de date. Adică să fie un set de date mai prost făcut. Aici sunt aspecte lingvistice mai degrabă câteodată și decât computaționale. Nu cred că trebuie să vă spun toate metodele pe bază de machine learning, dar și cel pe bază de reguli. Dacă ai date proaste la antrenare sau în setul cu care lucrezi, o să ai și rezultate proaste. Cum e și vorba garbage in, garbage out când antrenezi un model. Deci ai nevoie, e foarte importantă
folosirea unor seturi de date cu sens bune. Alte întrebări? Altfel, setul de date pe care ne concentrăm... Violeta, sau vreau să pun o întrebare. Sigur. Era doar o curiozitate. Am văzut că raportul exemple articol este cam de 200 la 1. Adică dintr-un articol s-au extras cam 200 de întrebări. Da. E cam mult? E cam mult și știu. Și eu zic același lucru. Este una din problemele setului de date de la Stanford. Însă este probabil cel mai folosit set de date și lumea încă lucrează foarte mult pe el. Da, este foarte mult. Eu cred că se face un overfitting destul de mare pe tipul acestea de articole scurte de Wikipedia. Cu observația că în test sunt alte articole. Deci dacă se face un overfitting pe tipul acestea de articole, măcar sunt articole diferite în test. Că altfel, dacă ar fi fost aceleași articole, ar fi fost chiar problematic în train și în test. Da, și sunt întrebări care au câteodată overlap destul de mare, în mod sigur. Ok, deci, cumva, multe din problemele acestea au fost observate și de cei de la LNAI Institute of Artificial Intelligence, AI2, și au propus, acum tot așa, în jur de 3 ani, un set de date care s-a numit AI2 Reasoning Challenge. Pornind de la aceeași premisă, lumea considera că pe squat sunt rezultate foarte bune, încă nu se depășise performanța umană, dar erau apropiate. Și au zis, credeți că ați rezolvat problemele sau sistemele de întrebare-răspuns, încercați să rezolvați și setul pe care îl oferim noi. Și ce au făcut? Sunt date reale, ceea ce mi se pare. Deci, din nou, în NLP, una din problemele fundamentale, și am văzut că s-a discutat la ACL anul trecut, este că avem foarte multe seturi de date inventate, care ne fac să credem că am rezolvat probleme pe care, de fapt, nu le-am rezolvat în realitate și după aia când ajungi cu ele în industrie, lumea se supără sau e nemulțumită că diferența e mare între ce se publică și ce poți să realizezi în realitate. Și au zis, haideți să luăm întrebări reale, puse de oameni, întrebări făcute de experți. Și au luat întrebări din școala generală, din Statele Unite, deci folosite pentru teste date elevilor. Întrebări din clasa 5-a până în clasa 8-a, am impresia, sau echivalentul din state. Întrebări cu mai multe variante de răspuns, majoritatea cu 4 variante de răspuns. Este open în sensul că sunt întrebări de știință din domenii diferite, biologie, geografie, fizică, dar open în modul că nu știm unde se află răspunsul neapărat. Sunt și factoide, sunt și multe care sunt non-factoide. La momentul respectiv era cel mai mare set de date public cu astfel de întrebări din teste de la evaluări naționale, să zicem, făcute de experți, în jur de 8.000 și le-au împărțit în două seturi. Inițial au pornit cu un singur set care conținea mai multe întrebări simple, mai mult, deci cumva primul set conținea mai mult aceste întrebări easy, erau și câteva mai dificile. Dar la un moment dat, acum 2 ani și un pic, au zis că și-au dat seama că e o greșeală și s-au căutat întrebări mai dificile pe care le-au numit challenge, setul de date challenge, gândite special ca algoritmii de information retrieval și cei care folosesc coapariții între cuvinte, cum ar fi pointwise mutual information, care se uită cât de des apar două cuvinte împreună, să nu răspundă mai bine decât alegerea random. Deci, practic, au fost gândite de așa fel încât sistemele de regăsire a informației, cum ar fi Google, în acel moment, să răspundă la fel de rău ca un alegere random. Și aici sunt întrebări. Două exemple. Una simplă, care e proprietatea unui mineral care poate să fie determinată uitându-ne la acesta. Evident că nu putem să determinăm masa, greutatea, tăria, uitându-ne la un material. În schimb, strălucirea am putea să o determinăm. Și aici este o întrebare mai dificilă, care necesită common sense, cunoștințe specifice de bun simț, să zicem, și inferențe. Un student merge pe bicicletă și observă că un obiect... că se mișcă mai repede în momentul în care drumul este moale decât când drumul este
cu pietre, să zicem, și această mișcare pe un drum care este neted, este mai rapidă din cauza faptului că și sunt mai multe variante care cumva ar trebui să înțelegi aspecte de fizică. Dar de unde găsește sistemul un răspuns la o întrebare de genul ăsta? Din ce date? Că nu cred că se duce să consulte un tratat de fizică și așa mai departe. Ba da. O să ajungem. Ei au oferit inclusiv o colecție de cărți pe care ar trebui să le citească elevii înainte de a da aceste teste. Se numește Arc Corpus. Deci cum există Arc Dataset, ei au lansat și Arc Corpus. Și în rest au lăsat echipele, cercetătorii, să găsească ce corpusuri consideră ei că sunt bune. Inclusiv Wikipedia a fost folosită. Deci, o chestie genul ăsta e mai mult decât un textual entailment, care știi că erau competițiile alea de... Da, o parte sunt de entailment, deci de inferență textuală, să zicem. Ei au și zis ce au aici. Sunt felul următor. Întrebările care sunt dificile... Deci ARC este o rafinare a seturilor anterioare de întrebări din știință și întrebările acestea challenge noi le-am selectat să fie dificile de răspuns de întrebări de sistemele care nu folosesc machine learning în acest moment și o să vedem că și de cele care folosesc machine learning. Și au zis că sunt în felul următor. Multe dintre ele sunt inferențe, dar sunt inferențe de ce fel? Unele sunt de logică. Unele sunt, să zicem, de potrivire pur lingvistică, apoi au și multi-hop reasoning, o parte destul de mare, deci să, practic să trebuiască să culegi informații din mai multe paragrafe, apoi au comparații, analogii, gândire spațială, meta-gândire sau explicații, un fel de meta-explicații, ipoteze și gândire, reducere la absurd, să zicem, gândire algebrică, deci sunt mai multe aspecte de gândire logică, știință și poate și de bun simț. În ce măsură aceste modele de raționament se calează pe modele de învățare automată, pe rețele neurale? Vom ajunge în următoarele slide-uri să vedem ce au făcut modelele de învățare automată. Modelele de învățare automată... să zicem, ca un black box, tot ce înseamnă deep learning. Rezultate foarte bune, dar nu știm exact de ce funcționează. Se încearcă partea de explicare a de ce învață ceea ce învață. Dar e o poveste interesantă. Deci au lansat acest set acum aproximativ 2 ani jumătate. Ca să înțelegeți, în momentul în care au lansat setul, așa arătau rezultatele. Deci... pe setul challenge cu information retrieval sau cu PMI, dacă nu aveam un set de date bun, deci dacă folosesem Wikipedia, rezultatele erau proaste, erau 1-2%. Și au lansat un corpus care se numea ARC Corpus cu textele pe care trebuie să le citească elevii ca să răspundă la întrebări. Și un sistem de information retrieval reușea să scoată 20%, deci sub 25%, cât ar fi fost o alegere random. Și aici erau diverse modele, unele dintre ele care foloseau... să zicem, sisteme, erau unele care foloseau, extrageau concepte și apoi programare, integer programming și aspecte simbolice. Unele dintre ele erau un amestec de reguli și de modul în care exprimi în limbaj natural proprietăți din grafuri de cunoștințe împreună cu sisteme de deep learning. Acesta era DGM, cel care obținea și rezultatele cele mai bune la momentul respectiv. Dar, după cum vedeți, deci baseline-ul, random-ul, este în jur de 25%. Performanța, inclusiv pentru... Deci astea erau toate cele mai bune. BDAF era un model, să-l vedem, foarte complicat, o rețea neuronală care cu bilestemeuri, cu atenție în două direcții, după aia iarăși niște bilestemeuri cu highway networks, e o nebunie. Deci rezultatele erau foarte proaste pe setul dificil, rezultate bune pe setul simplu, să zicem. Deci pe setul simplu, cumva cu sisteme de information retrieval se obțineau rezultate mai bune decât cu modelele de machine learning sau cele care foloseau programare întreagă sau grafuri de cunoștințe. O să vedem că metodele curente care folosesc deep learning au rezultate mult mai bune, evident, ca să zicem așa, că e o poveste cu final fericit.
au rezultate mult mai bune pe ambele tipuri de întrebări. Și acum primul model propus de noi a fost chiar între primele lucrări care au propus un model de tip deep learning. Noi am zis în felul următor, am pornit de următoarea premisă, avem nevoie de un sistem care să funcționeze în două etape. În prima etapă avem un sistem de information retrieval care ne întoarce, primește întrebarea și un răspuns candidat, avem patru răspunsuri candidate, le căutăm într-un index cu toate cu paragrafe din cărțile date de LNAI, cu Wikipedia, pagini care conțin texte științifice sau din Wikipedia. Găsim paragrafele care par cele mai descriptive pentru perechea întrebare-răspuns și apoi încercăm cu modele de deep learning, noi le-am numit solvers, să vedem care este răspunsul corect, să ne dea un scor pentru perechea întrebare-răspuns. Și noi am numit acest lucru un model de inferență în doi pași, considerând că putem să îmbunătățim cumva fiecare pas în sine. Noi ce spuneam, putem să îmbunătățim pasul al doilea, adăugând din ce în ce mai multe solvere din acestea, toate cu machine learning sau poate unele fără, cu TF-IDF sau cu PMI. Deci aceasta era cumva premisa noastră. Deci premisa era că trebuie să înțelegem, practic aici din întrebare și răspuns primeam contexte care ar putea să justifice întrebare-răspunsul și aceste solvere acum primesc triplete, întrebare, răspuns, candidat și context și ar trebui să ne spună dacă acest triplet are sens sau nu, sau poate să fie un răspuns, răspunsul e corect sau nu. Cam așa funcționează majoritatea sistemelor de întrebare-răspuns din acest moment. Dacă avem răspuns candidat, avem și un răspuns candidat, altfel punem doar întrebarea fără răspunsul candidat, primim un context și judecăm pe baza întrebării și contextului dacă putem să extragem răspunsul, că nu știm răspunsul. Ok, și noi am zis în felul următor, deci acum îmbunătățim ambele sisteme. Pentru sistemul de information retrieval am făcut o singură îmbunătățire, dar care a fost, să zicem, semnificativă. Deci foloseam Lucene, este un sistem open source de căutare în volume mari de texte care implementează metodele standard cu TF-IDF, că ați auzit. Deci, practic, se uită la frecvența de apariție a fiecărui termen în documentele indexate și de câte ori apare fiecare termen, în câte documente apare fiecare termen. Și noi ce am indexat? Am indexat toată Wikipedia în limba engleză, colecția ARC Corpus, ce spuneau ei că ar trebui să citească elevii și încă un site care oferea texte științifice, se numește, da, cărți științifice de pe CK12. Deci cărți științifice până în clasa, zicem, a 12-a. Și ce am mai făcut? Noi am zis, de obicei, într-un astfel de sistem, toți termenii au aceeași importanță și noi am zis, vrem ca unii termeni, să, de exemplu aici boiling, să aibă o importanță mai mare, iar altele să aibă o importanță mai mică. De exemplu, boiling aici să aibă o importanță 1, point să aibă o importanță 0,8 și așa mai departe. Deci acestea sunt scoruri de importanță. Noi l-am numit scorul de esențialitate semantică. A fost o idee preluată dintr-o altă lucrare care avea rezultate foarte bune și noi am propus un model cumva mai simplu pentru a calcula aceste scoruri. Și practic Lucene, motoarele de information retrieval, de regăsirea informației, știu să folosească astfel de interogări. Deci practic să spui că unii termeni sunt mai importanți în stabilirea răspunsului. Și noi am avut o rețea destul de simplă care primea practic feature-uri din fiecare pereche întrebare-răspuns și că avea feature-uri semantice și sintactice. Primea și o codificare printr-un LSTM pentru întrebare, pentru răspuns. Și apoi, pentru fiecare termen, le concatena, aveam un dropout și la final, practic, votam ce contează mai mult, feature-urile acestea cu word embeddings, să zicem, și cu LSTM-uri, sau feature-urile standard, semantice, sintactice, și mai avem și niște măsuri de centralitate. Și cumva, vedeți, aici ar fi fost acuratețea
dacă un termen este important sau nu. Există un corpus, au fost etichetate 2000 de întrebări în felul următor. Lingvistic e foarte interesant ce au făcut. Mie mi s-a părut cumva un corpus esențial. Până la a avea modele cu atenție mai puternice de deep learning. Pentru fiecare întrebare au zis în felul următor. Au rugat oamenii să dea un scor cuvintelor fără de care nu își pierde în sens întrebarea. Deci, practic, fiecare cuvânt era 0 dacă întrebarea nu își pierde sensul și 1 dacă întrebarea își pierde sensul prin eliminarea lui. Și probabil aici ar fi fost ceva de genul acesta. Boiling point și substance erau cu 1, toate celelalte erau cu 0. Deci e o problemă de clasificare binară pentru fiecare. E un fel de tagging, de etichetarea fiecărui cuvânt cu 0 sau cu 1. E important sau nu e important. Și vedeți, toate atributele cumva sunt importante. Dacă termenul e științific, evident că era important. Partea de vorbire și ea era importantă. Se putea ajunge la 60% doar cu partea de vorbire. Când combinai acestea, se ajungea la 61%. Aveam stop words, măsuri de centralitate la nivel de frază, scoruri de tip PMI cu apariții, cât de des cu apar cuvintele respective. Apoi am adăugat dependențe, entități cu nume. Vă dați seama, entitățile cu nume, dacă nume de persoană ar putea să fie important sau o cifră. Și practic cu toate acestea până... Deci până la a folosi word embedding se ajungeam la 64%. Doar cu word embedding și un LSTM era 65% și când combinam LSTM-ul și word embeddings cu toate celelalte feature-uri, să zicem standard de limbaj natural, se ajungea la peste 68%. Deci cam aceasta era metoda cea mai bună. Și cu această metodă, deci aici e doar partea, doar am zis că e etapa 1. Doar etapa 1, fără a avea nicio modificare în etapa 2, reușeam să îmbunătățim pentru setul acela archizii, pentru întrebările simple, creștea performanța în jur de 3.5-4%. Deci doar folosind acest boosting pentru termeni esențiali, să zicem. Esențial semantic. Semantic în sensul că dacă i-a elimina, se pierde înțelesul întrebării și n-am mai putea să răspunzi. De asta erau numiți esențial semantic. Da, deci fără boosting înseamnă sistem de information retrieval standard cu boosting, cu aceste boosting-uri propuse de către noi. În etapa a doua am zis, ok, scoatem, practic, aici etapa 1 ne dă contexte cât se poate de bune. Deci cu cât reușim să îmbunătățim etapa 1, avem contexte mai bune pentru etapa a doua. În etapa a doua, noi l-am numit solvers, deci niște metode cu machine learning sau cu NLP uzual, care trebuie să ne spună dacă un tuplu întrebare, răspuns candidat și context întors de prima etapă, ne oferă vreo intuiție care ar putea ca răspunsul să fie contextul, ne oferă vreo intuiție ca răspunsul candidat să fie răspunsul corect pentru întrebare. Și l-am preantrenat pe mai multe task-uri, pe mai multe probleme de NLP și l-am făcut fine-tune pe întrebări de tip multiple choice, de întrebări cu mai multe variante de răspuns. Și în final am avut practic un ansamblu care alegea din aceste solvere, cum le numeam noi. Și ce solvere am avut? Am avut un solver care calcula similaritatea semantică cu un model din acesta BDAF, care modelul BDAF a fost foarte mult timp până să apară transformere, modelul standard, cât au fost modele recurente de tip LSTM la modă, BDAF era modelul standard pentru squad, pentru majoritatea task-urilor de sisteme de regăsire a informației. Pe el l-am preantrenat pe squad, dar squad nu era de tip, adică practic squad nu era un set de date care să conțină mai multe variante de răspuns. Și l-am transformat noi, practic am luat răspunsul corect și mai puneam încă trei distractors, na, trei variante greșite. Și vroiam să ne aleagă răspunsul corect. Deci practic generam răspunsuri candidat, dar vă dați seama, și generarea răspunsurilor candidat nu poți să iei chiar random, că dacă iei random o să discerne foarte ușor. Trebuia să găsești răspunsuri candidat cumva similare semantic. Distractor e un fel de păcălici. Păcălici, da. Îmi pare rău, dacă aveți o traducere bună, nu m-am gândit până acum cum se zice distractor în limba română.
Da, dacă avem până la finalul cursului, să zicem, ne mai gândim. Al doilea model care ne ofera cât de probabil e răspunsul candidat, dându-se contextul, încerca să vadă dacă putem să inferăm din context și întrebare răspunsul candidat cumva. Deci, practic, transformam perechea întrebare-răspuns într-o propoziție afirmativă, care era ipoteza, și contextul ar fi fost premisa și vreau să vedem dacă putem, din ipoteză, să facem inferență către premisă. Și am avut tot un model BIDAF antrenat pe mai multe seturi mari de inferență textuală. Stanford, ce este tot de la Stanford, Stanford Natural Language Inference, Multi-NLE și încă unul care era specific pentru inferență științifică în texte științifice anumit CITAIL. Și practic, să zicem, acestea erau modelele noastre cumva modificate. Deci aveam un BIDAF care primea întrebarea și contextul. Răspunsul era trecut printr-un, avea reprezentări GLOW și CHAR-NNN pe care le puneam și pe ele printr-un BILSTM și la final cumva concatenam, combinam într-un BILSTM întrebare, context și răspuns. Acum vreau doar să zicem așa, o paranteză. Modelele BIDAF sunt niște modele destul de complicate, deci practic ele... Aveam o întrebare, nu avem răspuns, de aceea noi a trebuit să-l adaptăm, că nu erau pentru variante de răspuns. Aveam întrebare și context, se trecea să avem o primă reprezentare la nivel de context și la nivel de întrebare. Atenție, atenția, simplist este un produs scalar între doi vectori. Aici vectorii pentru reprezentare aveau aceeași dimensiune și construia o matrice dreptunghiulară care are numărul de cuvinte din context, din întrebare și numărul de cuvinte din context. Și practic în felul acesta știe cât de mult influențează fiecare termen din întrebare, fiecare termen din context și invers. Și practic ce făceau ei, calculeau o atenție cât de mult contează fiecare cuvânt din întrebare pentru toate cuvintele din context și invers. Cât de mult contează fiecare cuvânt din context pentru toate cuvintele întrebare. Deci, toată întrebarea. Deci dacă matricea aceasta ne spune cât de mult contează individual fiecare cuvânt pentru fiecare cuvânt, aceste două operații din mijloc ne spun cât de mult contează fiecare cuvânt din întrebare pentru tot contextul și cât de mult contează fiecare cuvânt din context pentru toată întrebarea. Și apoi, toate aceste, să zicem, reprezentările inițiale, cât de mult contează fiecare cuvânt din întrebare pentru tot contextul și invers, mai trec printr-un încă un BILSTM, o rețea recurentă de tip BILSTM și abia apoi puteai să faci predicția, depinde aici, era predicție pentru squad, la squad aveai nevoie de un indice de început și un indice de final. Modelele acestea au adus o îmbunătățire semnificativă pentru squad, cel puțin. O să vedem pentru... pentru LNAI. Deci pentru LNAI îmbunătățirea a fost să zicem rezonabilă. În sensul că pentru întrebările simple am avut rezultate cumva state of the art. Vă aduceți aminte, modelele de machine learning aveau rezultate proaste cumva și noi am adăugat și un solver de tip TF-IDF și cumva reușeam să nu scădem. Adică chiar dacă BIDAF-ul avea rezultate proaste, în momentul în care votai, prea îl țineai cont cel mai mult de TF-IDF, iar pe challenge reușeam să avem rezultate mai bune. Deci dacă pe challenge până acum modelele simple, information retrieval și chiar și BIDAF-urile aveau rezultate în jur de baseline sau mai proaste, am reușit să ajungem în jur de 27%. Eram... la nivel cu state of the art. Nu am reușit să îmbunătățim. Da, state of the art, vedeți, era tot în jur de 27%. Dar măcar era un model cumva end-to-end. Nu mai trebuia să avem... Deci toate acestea, table ILP era cu reguli, cu programare întreagă, DGEM folosea și cunoștințe externe pe lângă modele de deep learning. Acesta a fost unul din, să zicem, primele modele fără... informație externă, doar cu machine learning și cu NLP de bază, să zicem. Ce am propus cam acum un an și un pic, am propus un model după aceea care se numea Attentive Ranker, folosind BERT, folosind un transformer,
și am zis în felul următor. Ok, rămân tot două etape, să detectăm candidații și apoi să avem solvere, dar am vrea să avem o metodă pe care noi am numit-o Attentive Ranker, n-am o traducere bună din nou, care învață în același timp latent să ordoneze contextele sau documentele suport. Și aici noi am numit Answering Questions by Learning to Rank. Learning to Rank e procesul în care înveți să sortezi cu machine learning documentele candidat sau contextele în funcție de cât de bune sunt pentru întrebare și răspuns. Prin faptul că noi de fapt optimizam obiectivul să aflăm răspunsul corect. Și asta era partea de Learning to Rank. Deci practic noi învățam să ordonăm corect rezultatele răspunzând în același timp la întrebări. Deci asta a fost prima îmbunătățire, era un model nou care folosea tot mai multe solvere. Solverele noastre, în schimb, au trecut la BERT-uri, deci în loc să folosim BIDAF, am trecut la BERT, a fost singura modificare. Și un alt lucru pe care l-am făcut, n-am mai ținut cont doar de cel mai bun context, deci aici, practic, noi țineam cont de cel mai bun context pentru fiecare pereche întrebare-răspuns. Am făcut niște experimente care ne-au arătat că dacă ținem cont de mai multe contexte, crește acuratețea să avem un răspuns corect. Pentru că de information retrieval poate să greșească, să nu pună răspunsul corect chiar pe primul document întors. Și ai nevoie de un model de machine learning după aceea care să îți reordoneze, dacă vreți. Lucrul ăsta s-a întâmplat în același timp cu lucrarea noastră și CHO a publicat un model similar, cred că se numește FID, Fusion in Decoder, adică au fost mai multe lucrări similare care îmbunătățeau și ordonarea dată de modelul de information retriever. Ok, modelul nostru cumva învăța latent să ordoneze aici documentele candidat sau contextele, deci din nou primeam întrebarea și răspunsul și întorceam acum un set de documente candidat, nu mai foloseam doar unul, foloseam mai multe. Pentru fiecare din aceste documente candidat aveam tot solvere sau discriminator, le-am redenumit, tot cu TFIDF, tot cu cât de relevant este un răspuns și apoi încă un discriminator care verifica cât de probabil este răspunsul corect antrenat pe un alt set de date, pe RACE, pe un alt set de întrebări cu mai multe variante de răspuns. Și practic în momentul acesta aveam mai multe scoruri, cât de multe scoruri, câți discriminatori aveam înmulțit cu câte documente candidat permiteam. Și o să vedem că permitem câteva zeci de documente candidat, deci practic în vectorul acesta avem câteva zeci de numere și apoi am antrenat o self-atenție. Self-atenția este atenția de bază care a stat la baza transformerilor. Și această self-atenție practic ne spunea pentru fiecare document care este importanța lui. Și de aceasta ziceam că practic după aceea această importanță a documentelor o foloseam ca să reordonăm rezultatele din motorul de information retrieval. Și în felul acesta practic eram într-un fel de buclă, aveam documente candidat mai bune, treceam încă o dată prin self-atenție să calculăm scoruri și repetam acest lucru până când nu mai puteam să îmbunătățim rezultatele. Ok, discriminatorii din nou TFIDF, cel standard, deci similaritate lexicală până la urmă, cât de multe cuvinte sunt în comun. Documentul relevant e același antrenat pe SQUAD, doar că acum este cu un BERT. Și apoi am renunțat la NLI și am folosit un discriminator care să ne spună cât de bun e răspunsul. Am antrenat pe un alt set de date mare de întrebări științifice numit RACE. Din nou, am păstrat ideea, am putea să adăugăm aici și alți discriminatori, dacă ar avea sens, ar apărea discriminator mai bun. Și fiecare din aceste două modele, de fapt, aici sunt BERT-uri. Deci sunt niște BERT-uri standard și am arătat cum adăugam întrebare, separator, răspuns, separator și apoi documentul candidat. Da, și practic aceasta era cumva justificarea, deci aveam un learning to rank, ne ordona rezultatele. Ne uitam, aveam documentele care răspundeau la întrebări, ne uitam cât de bune sunt documentele, prin backpropagation aveam ordonare mai bună a rezultatelor, iarăși încercam să răspundem și practic treceam de mai multe ori prin aceste etape.
Și în felul acesta era un proces cumva iterativ de a răspunde la întrebări. Deci attentive ranker-ul ne ordona și rezultatele întoarse în urma motorului de căutare. Ca rezultate, am obținut atunci rezultate care au fost pe primul loc în leaderboard-ul de la Arc Challenge. Am bătut și ce a făcut OpenAI, care are un buget imens, și Microsoft, erau mai multe universități din state, am fost foarte bucuroși și a fost o lucrare acceptată la MNLP, care e o conferință de top în limbaj natural. Am avut cele mai bune rezultate și pe Easy și pe Challenge. Pe Easy am ajuns la 72%, pe Challenge ne-am apropiat de 45%. Ce e cumva important, Microsoft obținuse rezultate foarte apropiate, dar nu știm, i-au antrenat probabil un BERT mai pe alte resurse. Cumva BERT-ul nostru era cu 1 sau 2 puncte sub, deci un model simplu cu BERT era cam cu 2 puncte sub attentive ranker. Deci practic BERT-ul nostru n-ar fi putut să obțină rezultate atât de bune. Și ce am mai arătat? Am arătat că dacă folosim doar sortarea documentelor întoarsă de noi și folosim doar primul document, această sortare este mai bună decât TF-IDF. Deci fără a folosi attentive ranker în etapa a doua, doar în etapa de sortare, obținem o îmbunătățire față de TF-IDF de sortarea standard de 3%. Deci, practic, de la 34 la 37, să zicem. Și la fel și dacă folosim alte metode de sortare, cum ar fi Doc2Vec, care erau embedding-uri la nivel de documente. Tot cu deep learning, cumva, Doc2Vec, să zicem. Metode standard de embedding-uri pentru documente. Și ce am mai arătat? Am arătat că, practic, acuratețea pentru Arc Challenge, dacă folosim doar TF-IDF, este aproape de random, după cum era de așteptat. Și dacă adăugăm discriminatorii, cel antrenat pe squad ajunge la 34%, dacă îl adăugăm și cel antrenat pe race ajunge la 44%. Deci, practic, fiecare discriminator era suficient de bun încât să adauge performanță. Probabil, dacă am fi adăugat și alți discriminatori, ar fi putut să crească. Și numărul de documente candidat ajută, și aici vedem numărul de documente candidat, aproximativ 20 ar fi fost pentru, deci mai mult de 20 nu prea are sens pentru întrebările ușoare. În schimb, pentru întrebările grele e nevoie în jur de 50 de documente candidat ca să ajungem la performanța pe care o avem. Vedeți, crește cu 10, suntem pe la 41-42% și crește până ajungem spre 47%. Care ar fi performanța modelului nostru. Ce am mai făcut după aceea? Evident, ați putea să întrebați de ce ne-am oprit la BERT. Nu ne-am oprit la BERT, au apărut alte transformere și le-am adăugat și pe ele ca discriminatori, cele standard, să zicem, XLNet, Roberta, Albert. Ce am observat este că există o corelație bună. Deci aici, practic, ar fi corelația între ce ne întoarce... Ce scor ne întoarc fiecare din modelele respective antrenate pentru DRD și pentru AVD. Și observăm că există corelații semnificative, peste 0,5, dar nu sunt perfecte. Adică modelele decid diferit. Și atunci, în momentul în care am adăugat și aceste discriminatoare, deci practic am lăsat același attentive ranker, doar că de data aceasta am adăugat mai multe modele aici în partea de discriminatoare. Nu mai aveam doar acestea două cu BERT, am adăugat ori mai multe modele de tip transformer, Albert, Roberta și mai departe. Performanța a crescut destul de mult. Deci dacă era folosit doar BERT-ul, în momentul în care foloseam 4 modele, de la 44% am ajuns la 65% pentru întrebările dificile. Pentru cele ușoare, de la 72% la 85%. Ok. Deci, din nou, și aici am influența fiecărui din acele modele. La ce întrebări, să zicem, răspunde corect? Avem aici mai multe întrebări la care răspunde corect. Care sunt tehnologiile care au fost dezvoltate mai recent? Și, practic, poate să găsească ordine temporală. Rețeaua telefonică versus toate celelalte. Definiții pentru diverse aparate. Învață foarte bine astfel de definiții. Transformerele sunt foarte bune. Și aici sunt întrebări dificile. Un om nu poate supraviețui dacă pierde care din următoarele organe. Apendicele e ok, ficatul poate să îl piardă,
aparent. Pardon, ficatul, plămânul. Plămânul și rinichiul, pentru că sunt organele pereche, chiar mă miram. Deci ficatul nu poți să-l pierzi, că e unul singur. Deci cam asta învață. Învață că există două organe pereche și apendicele e un organ inutil, să zicem. Deci cam acestea sunt genul de întrebări la care răspunde. Greșește, în schimb, pentru întrebări precum cele două evidențiate aici. Care dintre următoarele descrie masa unui bloc solid de gheață? Și vedeți, sunt definiții destul de, sunt răspunsuri destul de asemănătoare și aici este cantitatea de materie din bloc și răspunsul B care a fost prezis era cantitatea de spațiu pe care blocul folosește. Deci, practic, modelul a prezis volumul în loc să prezică masa, nu? Cam asta ar fi diferența. Deci, unde sunt unde diferențele în limbaj natural sunt foarte subtile, în momentul respectiv poate să greșească. Practic, aici cam asta e diferența, nu? Și poate takes. În rest, sunt identice. Și apoi, care este o caracteristică pentru o cită, pentru o pumă, ce e, jaguar, cita, să fie moștenite pe cale genetică, să fie mai degrabă învățate decât moștenite pe cale genetică. Și moștenite pe cale genetică, evident, sunt atributele morfologice în general, gheare, blana, viteza, da, dacă avem un animal cu viteză mare și copiii probabil au viteză mare. În schimb, strategiile de vânat le înveți, sunt socioculturale, dacă vreți, le înveți de la familie. Cumva aici este o chestie unde greșește, o întrebare multi-hop, ar trebui să înțeleagă care sunt atributele care se moștenesc genetic și care sunt atributele care se învață sociocultural și ar trebui să facă legături între mai multe documente din Wikipedia. Și poate și un pic de bun simț, nu de common sense. Ok, practic, ca să înțelegeți unde am ajuns, acesta este leaderboard-ul de astăzi. Leaderboard-ul de astăzi, noi am ajuns pe locul 3. Model care se numește Zero QA. L-am îmbunătățit un pic față de ce v-am prezentat. Am ajuns la aproape 80%. În schimb, LNAI a reușit să ajungă un pic deasupra noastră. Au 81%. Dar mai de curând. Deci, cam aceasta a fost aici în prezentarea. De aici încolo suntem în partea de discuții. Și aș vrea să aflu care sunt discuțiile și întrebările din partea voastră. Ok. Deci doar ca să zicem, să vedem cum a evoluat. Am evoluat de la în jur de 25% la 81% în aproximativ 2 ani performanță pe acest set de date. Evoluții similare au fost și pe alte seturi de date. Asta ca o primă concluzie. Mm-hmm. Ca să deselenesc un pic clasa, știu eu, constat că totuși din aceste abordări lipsește raționamentul. Deci, până la coadă, contextul și întrebarea sunt cele care decid asupra răspunsului. Dar contextul cât și întrebarea sunt luate fie ca un bag of words, sau ca poate ținând conștient de secvența cuvintelor. Da? Da. Dar nu există o luare în considerare a unui raționament, adică știu, o lănțuire de gânduri care să ducă la elaborarea unui răspuns. Și eu aș spune că aceste rezultate care sunt fantastice după 81%, mă rog, pare a fi să se apropie de adevăr. Cred că se obțin și datorită faptului că lipsesc întrebări cu adevărat provocatoare, adică cele care ar pune la bătaie, știu eu, chestiuni de raționament, de logică și care, pentru care un răspuns de tip rețea care învață, orbește oarecum,
Nu cred că ajută. Adică dacă nu combin cu o leacă de logică și cu ontologia conceptelor și cu niște alimentarea dintr-o ontologie de cunoaștere, nu cred că funcționează. Nu cred. E părerea mea. Vreau să știu părerea ta. Sunt de acord. Să știți că am pornit în direcția aceasta. Chiar am făcut un program, o pagină web simplă unde să adunăm întrebări mai dificile de atât. Adică am pornit de la aceeași presupunere. Deci cum a apărut Arc Challenge? Arc Challenge a apărut, aveam Easy și am avut Challenge. Challenge erau, ați văzut, acele întrebări la care toate modelele de până atunci răspundeau aproape random. Și noi am zis, hai să facem la fel, să facem Challenge plus plus, să punem, luăm modelul nostru care până la urmă e cel mai, na, era cel mai bun până acum vreo două luni, dar e în cele mai bune, a fost câteva luni cel mai bun, nu știu, 6-4 luni. Luăm pe al nostru și unde greșea modelul nostru, acelea erau întrebări cu adevărat grele. Adică deja am ajuns cu această performanță, e clar că ne cam plafonăm. Haideți să punem întrebări unde modelele acestea, unde transformerele nu mai reușesc să răspundă. Și cumva cred că aici ar fi întrebările cu adevărat grele, unde, cum a spus, avem nevoie de common sense, avem nevoie de informații în bază de cunoștințe, avem nevoie de inferențe mai complexe. Am strâns câteva sute de astfel de întrebări. Am încercat să implicăm elevi de liceu, de la liceele de top din țară să răspundă și ei. Este mai greu. Cred că știți mai bine ca mine la partea de crearea corpuselor că nu este atât de ușor. Și cumva noi ne-am oprit în direcția aceasta, dar eu cred că aici se va ajunge și cred că Elon AI va lansa un astfel de dată cât de curând. Și după aia, o altă întrebare pe care o am ar fi dacă antrenarea unui astfel de model pe un anumit domeniu poate fi făcută după aia extinsă, știu, adică să folosești o rețea care e deja antrenată pe un domeniu pentru a răspunde într-un alt domeniu, adică să, știu, să aibă un comportament ăsta de transfer learning. Nu știu ce părere ai. Deci, în ce măsură cunoașterea elaborată, care într-adevăr ar ține, deci dacă e ca și cum sistemul ar învăța să abstracționeze un pic raționamentul. Nu am înțeles întrebarea. Da. Răspunsul este, e o întrebare dificilă, răspunsul este la fel de să zicem, ambigu sau ambivalent. Depinde. Pentru întrebări oarecum simple se transferă. Și se transferă destul de bine. Pentru întrebări din domenii destul de diferite, lucrurile nu mai merg la fel de bine și o să am o discuție foarte scurtă exact pe această temă în slide-urile care încheie prezentarea. Ok. Întrebări din partea clasei. Hai, copii. Curaj. Poate o întrebare ar fi legat de aspecte computaționale. Să știți că nu este chiar foarte ușor să antrenezi modelele acestea. Noi am antrenat pe Tensor Processing Units de la Google, pe care le primim gratuit pentru cercetări mai serioase, să zicem. Dar le oferă pentru, să zicem, cercetători și studenți din toată țara, deci dacă cineva dorește, pot să vă scrie sau să-mi scrie direct mie și e o adresă de e-mail unde dacă spunem că suntem studenți la Universitatea din România, în general oferă gratuit aceste resurse. Au durat câteva zile, probabil au fost experimente care ar fi costat câteva mii de euro altfel. Tu te referi aici la componenta de procesare, nu? Adică cloud-ul. Da, la antrenarea modelelor în cloud, probabil câteva mii de euro ar fi durat. Da. Dar... Ok. Da, ar fi interesant ce spuneai, să dezvoltăm un corpus de întrebări cu adevărat dificile care sunt necesite raționament. Asta ar...
ar împinge, știu, domeniul, cred, dincolo. După părerea mea, însă, așa cum spuneam, soluția aici vine numai din sisteme mixte. Adică ai un feeling, da, un, după mine, deci ai o rețea neuronală, îți dă așa un fel de extra sens, cumva, deci raționezi prin, prin în vârful degetelor, cumva. Dar îți trebuie și gândire, îți trebuie să... Mie mi se pare că am făcut, să zicem, chestia simplă. Ne-am dus computațional cât am putut de mult cu rețelele acestea adânci, fără a face lucruri complicate. Am antrenat modele din ce în ce mai mari, pe mai multe date, dar ne-am cam oprit aici. De aici încolo, ca să câștigăm restul de 20% cât mai avem, exact cum a spus dumneavoastră, trebuie să facem munca complicată, să găsim modele mixte de machine learning și cu cunoștințe, poate și cu reguli, ca să răspundem la restul întrebărilor, la cele mai dificile. Da, și ajungem din nou la vestita problema gătuirii, bottleneck în AI. Deci vestita problema gătuirii când e vorba de common reasoning și de common knowledge, acolo se pune problema câtă cunoaștere ai poți să strângi ca să faci un sistem care raționează în orice domeniu. Da. Și o problemă care încă nu are soluție. De acord. Bine, păi atunci eu zic să continuăm dacă zici că mai vrei să... Deci, Ora a dormit, dar sper că nu a dormit. Există o întrebare în chat. Citahi Ghepard, a zis Violeta, da. Da, Ghepard. Da. Vreau cumva să fac exact această discuție pe care am început-o. Deci, în primul rând, Elon AI s-au lăudat când au lansat un model înaintea noastră, să zicem, că răspund mai bine decât un om care trebuie să treacă testele respective. Deci la 60% se considera că pot să treacă, cam acum un an și câteva luni s-a depășit 60% și au avut publicitate în toate ziarele mari din state și din lume că sistemele lor reușesc să treacă aceste examene din științele exacte, pe care un om ar trebui să le promoveze pentru a dovedi că... are cunoștințele minime din clasele 1-8 sau clasele 1-12. Este foarte mult marketing din punctul meu de vedere, pentru că până la urmă ce am făcut? Avem astfel de modele antrenate pe texte foarte mari. Deci, practic, ce putem să facem în continuare? Putem să antrenăm pe colecții de date și mai mari, care se semene cu întrebările din setul nostru specific de întrebare-răspuns. Și am zis, ok, set de întrebări științifice, dacă sunt mai simple, atunci poate nu ar fi atât de ușor să găsim astfel de colecții. Am putea să adăugăm mai multe întrebări în seturile de date și asta este dificil, avem nevoie de timp, de anotatori umani, iar, mai ales la întrebările științifice, trebuie să ai un expert care să le facă. Sunt întrebări făcute de profesori. Un alt lucru este, oamenii pot să învețe, adică oamenii pot să învețe fără să treacă prin astfel de întrebări de antrenament. Doar citind textele. Noi de ce avem nevoie de modele care să citim? Adică noi dacă citim doar textele, nu reușim să răspundem cu modele de machine learning sau cu modele de NLP momentan. Sau răspundem foarte prost. Cumva, de ce avem nevoie de zeci de astfel de întrebări, de zeci de mii, pardon, sau chiar de mii, și nu putem să răspundem cu mai puține? Un alt lucru care s-a încercat și mi se pare important este antrenarea adversarială, se numește, și FreeLB a fost un model care a îmbunătățit cu câteva procente pe mai multe probleme, inclusiv pe question answering, toate modelele existente până atunci. Deci, practic, generează întrebări care seamănă cu cele din setul de antrenare, dar unde poate răspunsul n-ar trebui să fie același, sau unele care seamănă suficient de mult și răspunsul ar trebui să fie fix același.
Și altfel, într-adevăr, lucrurile pe care le-am discutat, poate modele mixte care să integreze informații din grafuri de cunoștințe, cunoștințe de common sense pe care oamenii le au și eventual idei noi, să nu mai rămânem atât de mult în transformare și în modele cu foame mare de date. Unde, cumva ce am făcut acum a fost, haide să adăugăm din ce în ce mai multe date, să antrenăm modele transformare care sunt antrenate pe tot internetul, pentru că toată această antrenare pe tot internetul vine și cu multe greșeli în ceea ce înveți. Și unde probabil ar trebui să se ajungă, și aceasta, practic acesta este ultimul slide, să zicem, sau în discuție, IBM a făcut un set de date, se numește Technical Question Answering. Eu am zis, noi avem până la 1000 de întrebări tehnice. Haideți să vedem cât putem să obținem. Deci, ok, pe squad, performanță umană, cât putem noi să obținem pe setul nostru de date. Și, din păcate, l-au lansat la MNLP acum un an și un pic și nu a reușit nimeni să îmbunătățească foarte mult. Rezultatele sunt tot în această plajă. Cred că 57% este acum. Deci răspunsul ar fi, dacă avem doar câteva sute de întrebări și domeniul este foarte diferit, deci aceștia sunt întrebări tehnice legate de produse IBM, nu prea avem soluții. Deci ajungem noi la 80 ceva, 90% pe ARC, pe SQUAD, dar în lumea reală nu reușim să avem încă astfel de soluții unde nu putem să facem rost de mii de întrebări. Poate sunt și întrebări mai dificile cele tehnice. Ce am mai făcut noi? Noi am mers cumva într-o direcție de zero shot. Zero shot ar fi să nu antrenăm modele mari, cel puțin asta am zis noi. Nu antrenăm niciun model mare, niciun transformer pe setul nostru de date, nu facem fine-tuning. Antrenăm pe alte seturi de date foarte similare de întrebare-răspuns. Și am găsit un număr de 5 seturi de date foarte similare și aici sunt niște embedding-uri reprezentate de 2-dimensional, nu contează exact cu ce model. Și acestea sunt seturile de date similare, ARC, și acestea sunt întrebările din ARC. Vedeți că întrebările din ARC se mapează foarte bine. Există, sunt foarte multe din RACE, era discriminatorul pe care noi deja l-am folosit, dar mai sunt foarte multe și din alte seturi de date, cum ar fi de aici din Open Books, se numește, Open Books Question Answering, întrebări din cărți, diverse cărți. Deci cumva, uitându-ne doar la aceste două imagini, noi ar trebui să spunem, nu avem nevoie de setul de întrebări din ARC în mod real, ar trebui să putem să antrenăm pe celelalte modele și să transfere, apropo de transfer. Deci unele seturi de date par să fie incrementale, sau sunt deja atât de multe seturi de date că poate nu există o utilitate completă pentru ele și nici nu credem că ar fi nevoie de toate. Și noi ce am făcut, am zis, antrenăm modele cu transformare pe aceste 5 seturi de date mari, știm să răspundem la întrebări specifice acelor domenii și apoi antrenăm un combinator care e exact modelul nostru, Attentive Ranker, care să combine rezultatele, dar care nu mai e un transformer, e un model simplu, ați văzut, e doar cu o self-atenție și cu niște layere fully connected. Deci, practic, avem nevoie de un set de date mult mai mic să antrenăm, poate chiar și doar 10% din întrebările din ARC ar fi suficiente. Și, practic, acesta e modelul nostru Zero QA cu care am fost pe locul întâi. Deci, practic, se numește Zero QA că folosim zero întrebări din ARC ca să antrenăm transformare. Folosim întrebări din ARC ca să antrenăm acest model la final care combină rezultatele, Attentive Ranker-ul, care e mult mai simplu, e un model foarte simplu. Și poate aceasta ar fi cumva soluția. Să avem câteva întrebări și un model care să nu fie atât de consumator de date, cum e un transformer, un model simplu care doar să ne zică, ok, întrebarea asta din ARC seamănă cu întrebarea X din RACE și atunci o să răspund conform cu ce îmi zice modelul de RACE sau îmi combină cumva modelul de RACE cu un alt model. Cam aceasta ar fi direcția pe care o vedem noi în sistemele de întrebare-răspuns și tot partea statistică, să zicem, bazată pe date, fără a folosi cunoștințe. Să zicem, un set de concluzii. Se lucrează foarte mult în sistemele de întrebare-răspuns. Sunt în jur de 10 seturi de date foarte cunoscute. Eu am prezentat o parte din ele, 3, să zicem, care sunt mai faimoase. Modele de învățare profundă sau rețelele neuronale adânci, cum vrem să le numim, care construiesc o reprezentare a textelor, rețele recurente, transformere, au adus îmbunătățiri semnificative, uluitoare chiar.
Lumea se laudă în marketing că s-a depășit performanța umană, totuși părerea mea este că suntem încă departe de a depăși performanța umană pentru sistemele de întrebare-răspuns generice. Pentru seturi de date simplice, da, există astfel de afirmații. Eu nu sunt foarte sigur că oamenii aceia care au răspuns și care sunt plătiți cu un cent pe întrebare sunt cei mai serioși oameni. Deci contează și ce oameni răspund la întrebările respective. Probabil nu sunt cei mai serioși, nu sunt cei mai performanți și motivați. Pentru seturi de date mai complicate, suntem încă, cum ar fi ARC, multi-hop QA, suntem încă departe de a fi la performanță umană. Iar pentru seturi de date mici, seturi de date reale, unde ar fi nevoie poate de ele în industrie, performanța este foarte slabă, suntem foarte departe. Și în general, sistemele de întrebare-răspuns deschise, unde nu avem un set de candidați, folosesc încă un sistem de information retrieval pentru a întoarce aceste răspunsuri candidat cu toate dezavantajele lui. Faptul că ne ordonează doar lexical rezultatele și practic aceste componente cum e attentive ranker-ul care le reordonează sau o rețea care le reordonează după aceea sunt o componentă cheie. Eu cred că aici se poate folosi și reinforcement learning. Ca un ultim lucru, rezultate interesante momentan cu antrenarea adversarială în task-uri de NLP. Așteptăm cu nerăbdare ce se va întâmpla în continuare. Și cam asta a fost discuția mea. Dacă mai sunt alte întrebări, le răspund cu drag. Pare că nu ai întrebări în seara asta. E impresionat prea tare pe ciracii mei. E foarte interesant ce ai prezentat și de asemenea e un lucru care ne bucură că sunteți în, atât de sus în aceste competiții internaționale. Sperăm să fim în continuare și să creștem cu toții. Adică... Da, și de asemenea cu această grijă pe care până la urmă succesul nu v-a ținut departe de a vă puneți întrebări foarte grele, pentru că sesizez limitările pe care aceste abordări le poate avea și, la urmare, căutăm în continuare să dăm soluții adevărat de inteligență artificială. Și cred că, într-adevăr, învățarea de profunzime nu e un panaceu. Adică nu răspunde la absolut totul. Mai trebuie pus ceva acolo. Și aici vom lucra probabil în următorii mulți ani, ca să zic așa. Da. Mai trebuie lucrat. Trebuie combinat ca să ajungem la performanța creierului. Răspund foarte bine la probleme de tip șah, la probleme Go, evident, unde configurațiile de piese, da, pot fi învățate și de aici pot să dezvolți un joc de succes. La fel, similaritatea cu problema asta de question answering pentru anumite tipuri de întrebări, eu o văd, dar sunt altele în care necesită raționament în pași. Și acolo mi se pare că încă nu avem substratul ăla teoretic sau conceptual care să facă un sistem, o inteligență să răspundă bine. Să știți, cumva, discuția e destul de complicată. Poate cu altă ocazie o să fac o prezentare și despre sisteme care merg pe mai mulți pași. Există astfel de sisteme, sunt destul de recente. Au apărut în special pentru Hotpot QA, pentru setul de date acela cu multi-hop. Și sunt niște lucruri interesante care apar acolo. Da, cele mai. Recunosc că ar trebui și eu să stau probabil 2-3 zile ca să-mi pregătesc un curs pe tema respectivă și m-am gândit că un astfel de curs ar fi foarte dificil să-l facem de prima oară. Cumva prima oară ai nevoie de o introducere în sisteme de întrebare-răspuns ca să înțelegi lucrurile de bază și cum merg.
Pentru că acolo deja o să adăug, adică acolo cumva ar trebui să adăugăm peste ce am prezentat aici. Și ar fi cumva un curs unde doar se apropie foarte mult de sisteme de raționament de tip sistem expert. Care, da, soluția e elaborată într-un număr de pași. Deci, până la coadă, revii la probleme de căutare în spațiul stărilor, știu eu, la chestiuni de genul ăsta. Ar fi drăguț să fie așa. Sunt niște modele care selectează, ce fac, de fapt, selectează niște cuvinte pe care le adaugă la întrebări. Adică, cumva, funcționează în felul următor. Din întrebare caută niște contexte, din contexte caută cele mai bune cuvinte pe care le adaugă la întrebare și în felul acesta fac niște căutări noi ca să găsească contexte. Acum, cum găsesc aceste cuvinte? Nu sunt chiar astaruri, dar sunt niște algoritmi mai complicați, într-adevăr. Sunt niște algoritmi de explorare, care folosesc niște grafuri, cum a spus și dumneavoastră, pot să folosească inclusiv grafuri extrase din ontologii și să facă o mapare între cuvintele din întrebare și din context și cele din ontologii. Aș vrea să, adică este în plan să pregătesc o astfel de prezentare. Dacă o să o ținem online, vă trimit și dumneavoastră să anunțați studenții. Pentru cine a fost interesat de domeniu, să vadă ce se întâmplă în multi-hop question answering. Bine, Traian, mulțumim tare mult. Pentru ultima oară întreb asistența dacă are cineva o întrebare. Dacă nu, îți mulțumim din inimă și poate ne-am vedea în curând. Vă mulțumesc și eu. Sper să ne vedem cât mai curând și... Și pandemia asta. Așteptăm alte evenimente online dacă nu ne vedem, să avem o ocazie să ne vedem măcar peste internet. Ok. Minunat. Poate ne trimiți și slide-urile, dacă ești de acord. Să le... Sigur că da. Dăm studenților. Vă trimit și slide-urile, am pus și referințe. Cine vrea să citească mai mult, să aibă... Mulțumim. Să aibă material. Toate cele bune, seară frumoasă. Bune. Succes tuturor. La revedere, numai bine. O seară bună. La revedere. La revedere. Mulțumim, seară bună. Mulțumim, la revedere. O seară bună. La revedere. Bună, Traian, să trăiești.